Noi locuri de muncă în Mehedin sunt puse la dispoziția celor interesați. Începând de astăzi, 170 de locuri sunt vacante, iar șomerii și persoanele interesate pot consulta mai multe oferte la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. De la începutul anului, numărul celor care au beneficiat de asistență din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți a fost într-o continuă creștere. În ceea ce privește ofertele de serviciu, există un număr de 70 de locuri de muncă vacante. Șomerii pot consulta aceste oferte la sediile Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Administrator imobile 1, agent de vânzări 1, ajutor de bucătar 4, ajutor de ospătar 2, asistent medical generalist 2, bucătar șef 1, bucătar 3, bufetier 4, barman 3, controlor calitate 1, casier 2, coafor 1, consilier juridic 1, cameristă 2 locuri, confecționer îmbrăcăminte 2, dispecer 5, dulgher 6, economist 1 loc, electrician 1, frizer 3, femeie de serviciu 9, firar betonist 3, faianțar 1, finisor interioare 5, gestionar 2, hidroizolator 1, inginer mecanic 1, îngrijitor spații verzi 1, instalator sanitar 2, lucrător în bucătărie 4, menajeră 1, muncitor necalificat în construcții 8, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 10, mecanic auto 1, operator fabricare hârtie 5, ospătar 17, pizzar 5, recepționer 2, supraveghetor hotel 1, șofer 6, sortator deșeuri 10, stivuitorist 2, săpător manual 2, zugrav 1, zidar 8, tâmplar 2 locuri și un post de vânzător. În următoarea perioadă se vor pregăti 8 cursuri de formare profesională care se adresează șomerilor înregistrați la JOFM. Cursurile se vor desfășura la cerința operatorilor economici care au nevoie de personal pentru afacerile pe care le coordonează. Așa cum am spus, facem înscrieri pentru cursuri de calificare, recalificare în meseriile de agricultor, culturi vegetale și creștere animalelor, îngrijitor spații verzi, lucrător în comerț, femeie de serviciu, bucătar, ospătar, babysitter și dulgher. Șomerii, dar și toți mehedințenii interesați, sunt așteptați la sediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul nostru.